Guvernul României a aprobat o hotărâre privind organizarea alegerilor locale anticipate în 35 de localități din România ca urmare a încetării mandatelor primarilor înainte de termen. Pe listă se regăsește și comuna Șinca Nouă. Conform hotărârii amintite, alegerile se vor desfășura în 27 iunie. Candidaturile se vor depune în perioada 1-7 iunie, iar contestațiile vor fi soluționate până cel mai târziu în 12 iunie, iar în 13 iunie, biroul local de circunscripție va întocmi procesul verbal de rămânere definitivă a candidaturilor. Fiind vorba de alegeri parțiale, campania electorală va fi una scurtă, respectiv perioada 12 iunie ora 0, 26 iunie ora 7, iar alegătorii sunt așteptați la urne în 27 iunie între orele 7 și 21. După ce a fost viceprimar în Șinca Nouă începând din anul 2008, liberalul Adrian Ciocan va fi candidatul partidului pentru funcția de primar al comunei la alegerile parțiale din 27 iunie. În cazul în care va fi ales, el va prelua ștafeta de la Dumitru Flucuș, care a fost primar al comunei din anul 2002 până în anul 2020. Anunțul privind depunerea candidaturii din partea PNL pentru funcția de primar al comunei Șinca Nouă a fost făcut chiar de Adrian Ciocan. Despre mine pot să vă spun că sunt viceprimar din 2008. În perioada respectivă eram cel mai tânăr viceprimar din țară. Mă aflu astăzi aici pentru a puncta câteva aspecte referitoare la comuna noastră, comuna Șinca Nouă. Vreau să vă spun că am votat bugetul local al comunei, un buget echilibrat cu o valoare aproximativ egală ca cu bugetul de anul trecut. Am avut în vedere să alocăm sume pentru continuarea investițiilor începute în anii trecuți, dar și pentru a începe noi investiții anul acesta. Pe de altă parte, el a precizat că anul acesta în comună se vor desfășura mai multe investiții importante. Printre altele, el a menționat că vor fi continuate lucrările la un proiect cu finanțare europeană ce vizează modernizarea sistemului de alimentare cu energie electrică și a infrastructurii rutiere. O altă investiție importantă amintită de viceprimar a fost modificarea și extinderea rețelei de canalizare, un proiect prin care primăria Șinca Nouă a obținut finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală. După ce joi Adrian Ciocan a fost anunțat drept candidat al PNL pentru funcția de primar al comunei Șinca Nouă, vineri a fost prezentat reprezentantul USR Plus, care va fi concurentul liberalului, respectiv Ioan Chiujdea. Chiujdea este acum consilier local și președinte al filialei locale a partidului recent înființată. El a declarat că în cazul în care va fi ales primar, va încerca să facă din Șinca Nouă un sat european. Ca titulatură, localitatea este sat european din 2005, primul din România după ce a participat la un concurs organizat de Comisia Europeană, obținând atunci și certificare ecologică. Bună ziua, în primul rând, mulțumesc pentru invitație. Sunt Ioan Chiujdea și candidez la funcția de primar. Am 44 de ani, locuiesc în comuna Șinca Nouă, am 2 copii și o familie foarte frumoasă. Am absolvit școala post-liceală în controlul calității produselor agroalimentare. 4 ani am lucrat în Jandarmeria Română ca jandarm, unde mi-am însușit puternic și respectuos față de ordine și cu un consimțământ oarecare. 4 ani am fost plecat în străinătate, în Italia, în Austria, într-o țară foarte dezvoltată și am văzut cum se poate trăi într-o țară cu o democrație foarte mare. În 2007 m-am întors în comuna Șinca Nouă, unde am și copilărit, de acolo mi se trage familia, părinții, fiind un om gospodar și bine determinat, am decis să fac un restaurant cu o pizzerie, un magazin alimentar. Alegerile la Șinca Nouă vor avea loc pe 27 iunie pentru ocuparea postului de primar lăsat liber de Dumitru Flucuș, ales deputat.